răzbuna, a fi strângător, a lupta pentru lucrurile acestea este o calitate admirabilă și admirată în lumea noastră. Este un om strângător, este un om econom, un om care nu risipește lucrurile. Și aceasta este într-adevăr ceva admirabil și admirat în lumea noastră, dar nu de ajuns. Nu e totul să strângi, nu e totul să fii strângător, ci este important și să știi unde strângi, în ce pui ceea ce strângi, ce rămâne în final. Mântuitorul nostru vorbește în Evanghelie despre asemănarea aceasta cu omul care pune într-o pungă spartă. Muncește, muncește, muncește toată ziua. Își primește dinarul la sfârșitul zilei, pune în punga aceasta și pleacă fericit spre casă. Muncește și mâine, muncește și mâine, primește dinarul, pune în punga aceasta, pleacă înapoi spre casă. Muncește toată viața, pune în punga aceasta și gândește că deja acolo trebuie să se fie adunat o comoară nemaipomenit de mare după munca de o viață. Când se uită în pungă, nu este nimic, pentru că aceea a fost o pungă spartă. De aceea Mântuitorul nostru a spus că oricine adună, dar nu adună cu Dumnezeu, pune de fapt într-o pungă spartă, adică nu se adună nimic. Nici măcar într-o viață întreagă? Nu. Nici măcar cel mai strângător dintre oameni, cel mai econom? Nu. Dacă punga e spartă. Cine adună cu Dumnezeu, strânge comori în ceruri, într-adevăr, acolo unde nu pot fi afectate de devalorizare, de degradare, de hoții sau de alte lucruri de felul acesta, pentru că sunt în grija lui Dumnezeu, cu care și cu ajutorul căruia au fost ele produse. Dacă observi tu că de o viață întreagă lupți pentru ceva și încă nu s-a adunat nimic, cum ar fi pentru caracterul tău, cum ar fi pentru familia ta, cum ar fi pentru cariera ta și așa mai departe, și nu se adună nimic, dacă vezi lucrul acesta. Dacă tu constați astăzi că munca ta de ani de zile nu e nicăieri și nu poate fi văzută, nu cumva este cazul să te întrebi, eu adun oare într-o pungă spartă? Nu cumva punga asta în care adun este o pungă spartă? Și dacă este o pungă spartă, ce însemnează lucrul acesta? Păi nimic altceva și în cea mai simplă traducere, a aduna fără Dumnezeu. Așadar, efortul vieții tale, dorința ta, economia ta, lupta ta de a strânge, obiectivul tău, dorințele tale, visurile tale cele mai îndrăznețe, depind nu numai de efortul și de lupta ta, ci și de acela împreună cu care sau fără de care aduni. Ceea ce dă sens luptei tale, adunării, strângerii tale de o viață, nu este munca ta, ci este cu cine sau fără cine aduni, încerci să aduni sau aduni aceste lucruri. Așadar, privește astăzi ce s-a strâns în punga vieții tale până în momentul acesta și vino înaintea aceluia care te poate ajuta să strângi comori în ceruri. Nu este prea târziu, ce s-a pierdut este pierdut, dar chiar ce s-a pierdut poate fi transformat de Dumnezeu într-un bine și o binecuvântare prin mesajul pe care l-a transmis El. Așadar, împreună cu Dumnezeu, adunăm comori, nu pe pământ într-o pungă spartă, ci în ceruri, acolo unde nu pot fi săpate vreodată, ci vor rămâne împreună cu viața lui Dumnezeu pentru totdeauna.